Bună viață și boemă. Boemă. Fă, căutai prin toate tomberoanele tot ce găsi de mâncare asta. E 3 capace de iaurt. Na? Na? Na. Auzi, te rog frumos să te descalzi, că de-abia am făcut curat aici. Asta că mă șterșeai aceea pe... Iasă! Copii, cum zicem? Să rămână pentru masă! Ei, și pentru că fusără scumin și păpărăs tot, ce vă dă vouă, tăticu? Desertul! Trei bețișoare de înghețată! Bețișoare de înghețată! Fă, e ceva de băut, că nu mai pot de sete, nu mai pot! Vezi că puse o cizmă să se umple de apă sub murlar acolo. Bună, vă! Apa aia mai bună băutură, vă! Și sănătoasă, vă! Sănătoasă! Nu știu de ce au fi murit șobolanul ăsta, că apa a fost sănătoasă. Auzi, nu-l arunca! Că e duminică și le promis să-i și-o la copii că le gătesc cu carnea. O să-l aici să știi de el, nu știu. Costele! Promisași că ne duci la film, să vedem și noi un film. Ei, la film? A, da? Sunteți gata? Ia, hai, Dazna, hai la film. Hai. Mergem la film, la film, la film. Stop! Eu de ce? Hai, acasă, așa. V-a plăcut, a? Aha. Eu rămăsă-i mută. Ce realizare! Cât buget o fi avut filmul ăsta? Și educativ. Foarte, foarte. Mă, tatică, mie nu-mi place film. Mie-mi place să mă duc la film cu bătaie, mă. Dacă vrei să te duc la film, cu bătaie te duc. Cu bătaie te duc, mă. Uite, film. Să te întorc tot cu bătaie, mă. Păi tu mă băt pe mine aceea. Mă, tatică, filmele astea ar trebui interzise minorilor sub 100 de chile, nu? Costele, nu știu de ce m-a apucat nostalgia. Mă tot gândesc la casa noastră din București, vila aia unde stăteam. Și nu știu de ce m-a apucat dorul de ea, că aceea văd că nu ne lipsăște nimic. E, nimicul ăsta care nu ne lipsăște, chiar ne prisosește aceea. Din cauza ta, fă. Din cauza ta rămăsără fără toate alea. Acum ar fi momentul să divorțăm, că n-avem ce împărți. În afară de pariul ăștia de la cort, care putem să-i împărțim pe jumate, că îi rupe pe spinarea ta. Da, de ce, de ce, de ce? Tu n-auzi din cauza ta, din cauza cui rămăsărăm fără vilă, fără hotel, fără bani? Uite-te la el, cum din cauza mea? Bă, ce, cum, bă, din cauza ăla știa. E, te-a știa că nu văzuși cum s-a dus în partea aia și ce-a pus să vorbească ca... Și axă-te! S-a pus să te decolăși pentru căci! Și mai ales nașul, ca să nu vorbesc de Romică și de nașa care lui Mitică! Nu-i adevărat, minte asta, minte! Că eu de când cum și când pe un bac în sus am... Că zic, asta-i vinovată! Nu mă? Eu, păi, eu de când a fost cu să vină să înseamnă că bă-ți-o, asta e vinovată. Ce place să bate-o tu, bate-o tu, până nu mă enervezi eu, că eu omor. Vezi ce zice lumea, că tu ești vinovată. Din dita mai 4 ani a ajuns și o țigancă amărâtă. Și ce vrei să spui acum? Că sunt amanta lui Mădălin Voicu? Asta vrut să spui? Adică ești gelos? Ești gelos? Poate amanta șoară celui după care aleargă pisica fugărită de câinele lui Mădălin Voicu. Ce stă pe gelos? Pe cine mă numesc? Ce hal ajuns să rămâi aici? Lasă, zi mai bine, ia. Vezi. Mi s-a sortează ziarul ăsta la pungile din picioare. Că promisești că ne scoți în oraș? Promisă ta? Unde? E, nu făcut și rezervări în spate la Tomberon, la Casa Bernescu, în spate acolo? Vrei tu să mergem? E, păi și cu ăștia mici ce facem? A, noi mergem la cantina săracilor, că astăzi au mâncare de cartofi și am auzit că le pune și cartofi în ea. Foarte bine, mă, poftă, mă, duceți, uite, mă, să te descurcă. Haideți, mă, să mergem. Spusă-i că e mai bine să stăm colea în spatele restaurantului decât înăuntru. Înăuntru n-ai văzut numai fițe, dragă, de ăștia de București cu nasul pe sus. Până și ospătarii să vorbeau așa cu noi de parcă ar fi fost deputați.
Ce să spun, aveți rezervare. Păi, aici nu ne întreabă nimeni de rezervări. Putem să stăm la ce masă dorim. Uite, să stăm, de exemplu, aici. Să stăm în scaunul, doamnă. Să stăm în scaunul, așa e frumos, hai. Gentleman, ai fost o viață. Cedeți, doamnă, să rămână. Să vă duc ziarul ăsta, Aina Diblană, la gardilop. Așa. Bună seara. Aveți rezervare? Nu ți-a mai rușine și aceea încep cu rezervări la gunoaie, la... Mitică, tu ești... Ce cauți așa? Ce faci, mă? Fă la de-te, mă, deteară și pe mine afară din București după ce cu încurcătura aia cu pastilele, auzi? Așa că te mă privatizai și eu acelea la gunoaie. Chiriai un tomberon de seara de la 8 până a doua zi, la... când mă gonește poliția, de când. Auzi? De casa noastră, mai știi ceva de hotelul ăla frumușața? Am auzit că a cumpărat un depun... Mă, dar voi comandați ceva sau mă țineți acelea de la treabă? Și auzi, nu mai vorbiți, mie vorbiți cu dumneavoastră de acum, că nu mai sunt servitorul vostru. Ce v-am ales? Bine, domnul, dumneavoastră. Așa. Așa. Ne dați și nouă o listă de menu. Este. Ce găsește? Aveți aici lista. Lista de... Lista cu menu, ia. Ce o jumătate de gogoașă... Un cotolean de măr, sâmburi de măsline. Ce luăm fă? Dragă, ceva mai ușor că e sară. Eu zic să... Vezi să n-aibă euri? Așa. Și mește pui, aveți pui? Este. Este, dar... le lin sărăoasele alea, ai dracu de câini, mâncare și zgârciul ăla din cap. Dar putem să vă oferim pește. Bun, pește. Proaspăt, uite acolo aruncară pe geam că eram puțin. Extraordinar. Aveți aici să vă desfătați. Noapte bună! Hai, gamela! Scoate gamela, hai! Axinte! Lasă-mă, mă, și pe mine în fața ta, că sunt femeie! Fii politicos, mă, nu te-am învățat așa! Jău? Da! Să te baci în fața mea, să-mi bagi în tine ca într-o cisternă, să nu mai ajungă mie mâncarea? Poate-ți frig o ștachia cu așa de politice! Hai, mă! Ce te împinge așa, domnule? Ce te împinge așa? Și pe tine așa te-a învățat la școală, bă, să umbli cu buzunarele sparte, scârbosule! Mie îmi vine să te pup, dar pierd rândul aici la coadă și mănâncă cimpoiul ăsta tot! El dați-vă, mă, la mâine! Bagă mâinile aici! Bagă aici 7 porții, dacă nu te bag cu capul în casa nimeni, așa, uși! Hai, mă, liniște, că ajunge la toată lumea, ho! Nearumica! Ce faci, bre? Păi ce să fac dacă m-au prins ăștia cu băutura contrafăcută și... dau explicații la sărăntoci? Gamela, hai! Păi n-am, dar turnem aici în pumn, că sorbă, că mai bine așa. Cum să-i turna eu niște pumn? N-ai gamela? Hai, următorul! Hai, gamela! Eu n-am mâini, dar dacă vrei să-mi dai dumneata în gură... Cum să nu? Hai, următorul! Hai, bre, ne-am romic odată cu ciorba asta, că iau ce ploaie vine, bre, nu vezi câtă unde ploaie, iau! Nenorociților! Bă, ăștia nu trebuie hrăniți! Ăștia trebuie ei dați ca hrană! Ce mai vreți acum? Că nu mai e nimic! Na, împărți și voi ce-am mai rămas! Hai, lume, la ciorbă! 10.000 porția! Bagă! Ai de coace! Patroane, eu ia număr în casările, bre! Auzi, eu mă duc să cerșesc trei străzi mai încolo. Dă și mie niște bani să-mi iau și eu un Mercea, dă un Volvo, un BMW, că mă cam dar picioruțele până acolo. Aici numai 100, 200, 300, bă, fă, Lilă, pă, n-ajunge. Aici n-am decât nici măcar de un Trabant. Frankfurte, ia ocupă-te tu să facem să luăm de BMW. Gata, șef. Hai lume la ciorbă, 50.000 porția, ești în lume. Nu știu aici, am plăcut să aruncă multă mâncare pe săturate, hai să mergem. Hai, bă, sănătate, hai. Bă. Stai așa, că uite, vă făcui nota. Ce notă, bă? Ce notă, mă, nu ți-a rușine, mă, plătim gunoaie. Nu ți-ți plătesc din două motive. Unu, numeriți, doi, n-am bani. Auzi, pe mine nu mă interesează, Leană. Eu nu sunt de capul meu acelea, pa. Noi avem sindicatul cercetătorilor alături, nu mă bag și la încurcătură, scoate banii și plătește. Te costă 1216 lei. Nu stai așa că uitați să trec TV-ul. Bă, prost, bă. Asta e, mă. Na, 1500, mă, na. Păstrează restul, na. Păstrează restul, hai, fă. Să-i bag și pește acile. Păi da. Sărătate. Ce faci, fă? De unde ai bani ăștia? Uite, Nicole, așa, de la restaurantul ăsta.
Că acum a ieșit altă modă, Recu, știi că se duce ăștia la WC-ul, e rușine, știi, de să mă ștergă cu hârtie igienică, să șterge cu câte o bagnotă. Eu mă duc și le adun. E? Auzi, mă, ce măcar să le speli. E? Ce-ai, Lenă? Ce? Păi să mă încurc, să mă bag la belea cu PNA-ul aici, pentru spălare de bani. Nu te duci mă treaba asta, lasă-mă pe mine în pace. Costele, mă mănâncă tot corpul, Costele. Cred că ăștia-mi pusără ceva, e mâncarea stricată, fă. Fă reclamație la protecția consumatorilor, la romana bulumbu aia. Cupru. Ai pureci, fă. Am pureci? În mizeria în care trăim, pureci a murit de la păduchi. Și păduchi a murit de la râie. Tu nu vezi că sunt toxicată? Du-te la farmacie în spate și caută niște medicamente expirate. Bă, dacă știți ce de bani am făcut eu cu Frankfurt, o multitudine! Dă multitudine am face, dă multitudine, unde? Îi dădeai lui Lila să cumpere mașină mică. Mașină mică? Uite-te și tu, mașina mică ne trebuie nouă! Când noi murim de foame, acum ce mănânci? Cauciuc la cuptor, volane la tavă, parbriză la grătar? Ia-te că vine! Lila! Ia zi, fă, ce mașină ai la Mercedes sau Audi, Volkswagen! Păi cât eu așa, de la postul ăsta, dacă tu și-a luat Lila mașină, nu mai tragem și noi o tură prin față pe la Continental să mă mai plim și eu în mașină, așa, cu cotul pe geam, ei, să-mi etalez prosperitatea și dință de aur. Cotul ălălalt, că eu conduc, da? Așa. Ce e asta? Mașină mică? Proastă te-a făcut măta. Detești toți banii pe limbrica asta. Ce proastă ești. Mi-am luat rechizite, fată, când începe școala. A, uite, căți, caiete, platinilă. Rechizite. Și noi n-avem ce mânca. Și tu rechizite. De nu te-ai omorât eu, fetă. Stai, tring. Tringul meu sau tringul tău? Al meu, acum. Iute, dacă vine ploaia, fă. Dacă vine ploaia, bine făcut, tată, că avem cu cine acoperi. Acum, ține pe aceea să duci acoperișul. E, te așa, bună și școala asta la ceva, eh? E, acum nu mai avem treabă cu ploaia. Auzi, fată, nu ai și vreun compas pe acolo, că văzui un șobolan, poate face frigărui. Și mie să-mi dai plastinila să-mi bagă în nas, că eu nu suport mirosul de șobolan pârlit. Ba, și mie care muncii la ciorba aia pentru banii ăștia, mie ce-mi dați? Bine. Te ia ascuțătoarea asta, o folosești ca prezervativ. Cu voi ce e macile? Avem ordin de la primărie să castrăm toți câinii și vagabonții. Castrăm câinii și vagabonzi? Bă, câinii vagabonzi, nu câinii și vagabonzi. Dumneata, ceartă-te cu cine a pus și eu ăsta aici. Păi și eu, cu ce faceți? Iană! Visaj urât, ce ai? Visaj, vis. Cu vis, Dumnezeule! Visaj că ajuserăm săraci în mahalale! Hai, bă, lasă poveștile. Treci și spală acolo, că se răcește apă. Mai bine ajung, rămâneam săracă și demnă decât așa cu toți nesâmțâți ăștia, iute! Gata, fă, ajunge. Gata. Făcurăm noi o glumă. Nu trebuie să ne spele. Gata, băieți, mersi mult. Sănătate. Prea atât de 4 ani, trebuia să te umilim într-un fel așa. Auzi, dar ia zi, ce cu visul ăla? Cum adică săraci? Olele, Costele, visai că ajunsarăm pe Maidane. Și ne prinsaseră ăștia din București, ăștia autoritățile. Și ne luaseră și casa și hotelul. Și ne-au forțat să mâncăm din gunoaie. O cameră pentru ori. $100 pe noapte, mă tem. Descum, hai să plecăm. Nu, dar mă tem că vă fac reducere până la $30. După cum știți, serviciile noastre sunt separate.
$5 apă caldă, $5 apă rece. Bla, 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 încă 5, bla, 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 încă 5. Sunteți cu soția, deci poate folosi și coșul de gunoi. Plătesc oricât, dar vă rog discreție. Nu-i soția mea. A, nu este soția ta. Ce surpriză avem noi aici. Ce discreție, mă. Eu înregistrez pe casetă tot ce e în hotelul ăsta. Dacă murdăriți perdelele, a? Așa că dacă vrei caseta, dragă, $20. Și îți mai fac și 10 copii pentru $2 bucata, să fac cu suta. Suta. Dragă, păi dai ăștia mai mult decât îmi dai mie? Ei, tu nu te uiți la tine și nu te uiți la eu? Ei, compare. Păi, a văzut și omul ce se poartă. Dacă știa ce prospătură este aici la hotel, poate nici nu mai venea cu tine. Și chiar, domnul, dacă ți-ți fac așa o reducere la jumate, la $50, o trimis pe fufă de aceea și mergi cu mine până... Ai grijă, fă, ai grijă. Da, ce dragă, ești gelos? Nu, fă, ai grijă să nu rămâi săracă cum fusești în vis. Ups, ai dreptate, banii este mai importanți. Așa că ia-ți cotrofelnița și sus, hai. Baftă, succes, acțiune, așa cu mică. Ai grijă la perdele. Pit, pit, pit. Vezi cum se face banii? Vezi cum a dus mintea? Te dusă că avusești visul ăla și de frică să n-ajungi prin mahalare, te dusă și pe tine mintea odată, că altfel proastă rămâneai până mileniu 4, fă. Râzi tu de mine acum, dragă, dar hotelul ăsta nu mi-l ia nimeni. Cine este proprietarul acestui hotel? Patroana. Puiu. Je suis. Eu, Leana, Elin. Am primit reclamații că în acest hotel se practică prostituția. Așa că primăria a hotărât să-l închidă și să vă expulzeze pe toți în afara Bucureștiului. Uitați aici hotărârea. Stai, stai, stai. Hotelul meu! Scrie aici jos. Se va confisca și se va transforma în bordel. Și va intra în proprietatea ministrului. De ce vă explic eu? De ia afară cu voi, hai, gata. Nu, de la șubiu, de ce? De ce? Să ne spune pe ministru. Auzi? Descalță-te că de-abia făcui curat pe jos. Eu nu vă fă, mă, cer să te iei de mine că intru în calțat. Nu vă uitați că v-a dus să-i mâncare. Știu, 3 capace de iaurt și pulbețișoare de înghețat. De unde știi, fă? Păi nu ți-o spuse eu ție că vii să ai toată faza asta? Și pe urmă ne dusești la film, colo așa, dar de nu mai sunt proastă. Și luai filmul acasă, îl închiriai, iete să vedem aici. Și pe urmă mă scosași la tomberoane să mănânc, să mă intoxichez și să mor prin oraș. Păi tu, cine? Care fu ultima fază care o visași? Ultima. Visai că mă castrară oamenii primării, ca pe câini, cu foarfe. Ce? Mă gândi să-i scutesc pe oameni de un drum. Nu, ce? Nu mă castra, nu, lasă-mă pace, lasă-mă pace, tu n-au să-mi urmă. Ei, fotoliți-vă, mă, odată, dragul, și gândiți-vă cum scăpăm din mahalaua asta, că mă mănâncă pielea de la jeg, dar-mi vine să mă scarpin cu parul ăsta pe toți. Stai, mă, stai, mă, că mă duc eu să fac rost de bani. Păi, mă duc la cer și... uite ce față de miloagă am. Ajutați o fată de foși miliardar. Ia încearcă, fă și tu o variantă. Ia, întinde mâna și zi: ajutați o proastă țărantă care a fost patronă jumătate de an și a ajuns mai de capui. Ce a ajuns mai de cap? Păi ești mai rău decât erai la Sadova, fă, tu nu vezi? Tring! 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 Ce ai mai bunit? Tring! Dai seama, îmi vine să te pup! Dar mie că-mi iau intoxicație de nămol de la tine. Ce idee mi-ai dat? Ce-ai, fă?
Ne întoarcem în dărăra Sadova, Constant. Tu te fă de ce? Stai seama de cât cerșetoare în oraș. Mai bine... Mai bine curvă la țară, cum ai fost, ha? Să te caut iar cu parul noaptea, ba prin graș pe la Romică, ba prin Coteț pe la Mitică. Ce ai mi-e spui? Ce prost ești, că Romică și Mitică sunt în București. Poate pe la Gogu, pe la Fane, pe la... Iar gura nu discut! Ce, ce să căutăm iar la Sadova? Să se râdă tot satul de noi că ne gonim ăștia din București și ne întorțărăm de unde am plecat. Nu, niște... Costele, ia gândește-te tu că când te-o duce tu așa și lui spune la țărani ce ai făcut tu pe la București, pe la ce restaurante ai fost, la ce expoziții, la ce concerte. Că îi și interesează pe țărani de expoziții și concerte, tăi. Și eu să mai zic că mai bea, Costele, mai bea și mai povestește-ne aventurile tale în București. Zici tu că o să-mi dea ăia să beau gratis, numai ca să le povestesc? Indubitabil. Indubice? Păi vezi? Vezi, dacă le spui cuvinte dintre ăștia țărani, o să rămână ca proști, așa cu gura căscată. Și tu o să-i miri pe toți. Și o să bem... Gratis! Gratis! Păi atunci mergem la Sadova, bă! Mergem, știi cum? Cum? Indubitabil! Intresponabil! Complimentabil! Inobitabil! Sadova!